Cum ne putem conecta cu partenerul de cuplu atunci când diferențele ne despart? Dar oare diferențele ne despart? Nu cumva opusele se atrag? Nu cumva tocmai aceste diferențe ne fac să evoluăm într-o relație și chiar și după o relație, tocmai pentru că am avut ce învăța unul de la celălalt? Cum putem învăța și cum putem evolua dacă suntem complet la fel? Și totuși există situații în care, da, oamenii se despart din cauza diferențelor prea mari. Sunt diferențe de stil de viață, diferențe de gândire, de viziune, diferențe culturale și tot felul de diferențe care, la un moment dat, intervin în timpul relației, de foarte multe ori nu la început și nu atunci când apare eventuala îndrăgosteală cu focul ei orbitor. Apar diferențe în etapa a doua sau a treia de relații, când, să zicem așa, că spiritele se mai liniștesc și devenim mai conștienți de celălalt, dar devenim mai conștienți și de noi. Diferențele acestea, totuși, apar în orice relație până la urmă. Și este important să vedem cum ne putem totuși conecta în astfel de situații. Ei bine, când am ajuns să fim într-o relație, ceva ne-a unit. Conectarea s-a produs. O metodă prin care te poți reconecta este exact acest lucru. Să-ți aduci aminte ceea ce ți-a plăcut la partenerul tău. Ce te-a făcut să fii împreună cu el și să te reconectezi la emoția acelui moment, nu doar la fapta care s-a petrecut, la emoție. Un alt mod prin care putem să ne conectăm, în ciuda diferențelor, este exact opusul a ceea ce am spus înainte, să facem lucruri noi care să ne stimuleze creativitatea, care să ne facă să gândim împreună ceva. Nu contează ce, că vrem să mergem împreună pe Himalaya, că vrem să facem împreună cu tare lucru sau chiar poate o mică afacere. Este important să avem viziune comună făcând lucruri noi și atunci ceea ce se întâmplă este că printr-un mimetism celular ne punem la treabă împreună. Tot împreună ne poate readuce și următorul lucru. O activitate organizată de cuplu. Este obligatoriu să ne alocăm timp și da, chiar dacă sună rece și chiar ușor corporatist, pot să spun că un calendar bine stabilit în care avem în minim 4 seri dintr-o săptămână conversații seara de cel puțin o oră, eventual la un pahar de vin, despre ceea ce am făcut noi în zilele respective, să împărtășim unul cu celălalt idei, să ne consultăm unul cu celălalt și, bineînțeles, să alocăm timp de petrecut împreună cu noi, poate și în weekend, poate și când sunt copii, dacă avem copii și când nu sunt copii. Să avem momente în care suntem cu adevărat conectați. Ne mai putem conecta atunci când sunt diferențe și tocmai prin comunicare. Este foarte bine să existe diferențe între noi, pentru că, spuneam așa, putem evolua. Și atunci, haideți să avem discuții constructive, adică din diferențele pe care le avem, dintr-un spațiu pozitiv de comunicare, să ajungem să avem subiecte tot timpul de discuție care să mențină relația și conexiunea vie. Un alt lucru prin care putem să fim din nou împreună, în ciuda multor diferențe, poate uneori prea multe, este acel lucru care nu se vede. Gândul. Nimeni n-a văzut gândul. Nimeni nu știe unde este localizat gândul. Poate vă gândiți că în creier. Ei bine, nu știm asta. Haideți să ne gândim peste zi, într-o pauză de cafea de 5 minute, într-un moment de liniște, unul la celălalt de la distanță. Sunt multe metode de conectare și de reconectare chiar și atunci când sunt multe diferențe între noi.
Eu sunt Ovidiu Young, Life Coach, instructor internațional Theta Healing și îți doresc să ai parte de iubire maximă.